Contractul de finanțare pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Vâlcea a fost semnat în urmă cu un an. APAVIL a organizat licitații pentru desemnarea constructorilor care să execute lucrările pe loturi care au inclus mai multe unități administrativ-teritoriale, dar nicio firmă nu s-a prezentat la licitație. De mai mult timp, consilierii județeni liberali solicită conducerii APAVIL să prezinte stadiul de implementare a proiectului. În lipsa unei informări din partea APAVIL, reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea s-au văzut nevoiți să ofere explicații. Toate procedurile de achiziție publică pentru realizarea lucrărilor se vor relua prin programul de dezvoltare durabilă. Da, trebuie să se fazeze POIM-ul, pentru că altfel și se va faza, pentru că altfel se pierdeau banii. Merge pe BDD. Mai departe, nu noi. Noi am fost chemați, noi, au fost chemați APAVIL-ul și ADI APA la București să semneze un contract în care erau organizate deja niște loturi enorme. Și pe românește nu s-a încadrat nimeni să se ducă la licitații. Nu știu câte, la câte loturi s-au prezentat. La nici, la niciunul. Pentru că erau enorme. Gândirea acum care e? Să meargă pe acest PDD, să facem loturi pe localități, da? Să se poată duce firme la licitații care să poată câștiga și să le și facă. Degeaba câștigi, cum ne-a câștigat nouă pe 677A și ne chinuim și acum și avem restul de lucrări să scoate la licitații. Au plecat foarte mulți oameni din APAVIL. Foarte mulți. Și ăsta este un semnal de alarmă. În fiecare săptămână am discuții cu domnul primar Gutău și în fiecare săptămână la primărie se ține comandament, Consiliul Județean, APAVIL, consultant, primărie și așa mai departe pentru a salva acest proiect. Ce să faci când nu-ți vine nimeni la licitație? Ce să faci când expiră perioada asta și Guvernul și Uniunea Europeană spun: dom'le, puteți să mergeți pe PDD mai departe. Păi evident că merg pe PDD mai departe, chiar dacă, așa cum spune și dumneavoastră, vor fi din nou o loc de la cap cu formule și așa mai departe. Dar ne vom mișca suficient de repede, las pe domnul Mihailă să vă spună cum ne-am propus. Noi, Consiliul Județean, deși nu noi, trebuie să fim cei care să îl împingă efectiv de la spate pe director și pe cei care lucrează la APAVIL. Ar trebui să-și facă singur treaba. În fiecare zi, în fiecare săptămână, am cel puțin 4 oameni de la Consiliul Județean care stau să lucreze pentru APAVIL. Iertați-mă că am ridicat tonul. Da. Hai să ne hotărâm. Nu sunteți în stare, plecați acasă. Și pun eu de la Consiliu. La licitație urmează să fie scoase lucrările pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, mai puțin cele prevăzute în proiectul minor, a căror valoare este de 6 milioane de euro, fonduri pe care Consiliul Județean ar trebui să le recupereze din programul operațional Infrastructura Mare. Noi, Consiliul Județean, am intrat în acest comandament. La solicitarea noastră, în urmă cu puțin timp, am inițiat un grup de lucru pe WhatsApp, în care din partea noastră fac parte doi membri, Andreea Popescu și cu mine. Grupă care scriu zilnic, urmăresc calendarul, urmăresc personal calendarul asumat de toată lumea. Scuze-mă, Adi, deși asta nu e treaba noastră a Consiliului Județean, dar tocmai pentru a salva situația facem asta, ca să fim înțeleși. Da, extind un pic sintagma și spun că am preluat noi împreună cu primăria, managementul acestui proiect, fapt pentru care se și mișcă, avem partener, un reprezentant al Ministerului, un director general în Minister, cu care lucrăm zilnic, asta este premiza. Ce s-a întâmplat? Din proiectul mare, de pe POIM care expiră în 31.12.2023, deci din acest proiect mare, pentru a salva suma de 6 milioane de euro cheltuită deja și pentru a putea primi banii înapoi, s-a desprins un așa numit proiect minor, o aplicare, este o aplicație exact pentru acest subiect. 15-11 este termenul la care se întâmplă două lucruri concomitent. Rezilierea contractului pe POIM,
și semnarea contractului pentru proiectul Neminor, care implică rambursarea sumei de 6 milioane în contul 6 milioane de euro în contul APAVI. Astfel am câștigat. Am salvat acești bani și am salvat totodată cheltuiala de 3 milioane de euro pe care urma să o facem noi acționari, operatorul, dar noi acționari, primăria și municipiul. Termenul de realizare a celorlalte investiții prevăzute în proiectul inițial va fi extins, având în vedere că programul de dezvoltare durabilă prin care se vor finanța lucrările se încheie la data de 31 decembrie 2029. Ce e cel mai important, ieri s-a stabilit, iar APAVIL-ul are de dat un aviz, lotizarea. Cel mai mic contract, nu contează numele OAT-ului, este de 2 milioane, deci se pot înscrie 2 milioane de euro, se pot înscrie și companii care n-au 300 de oameni obligatori. Companii mai mici, cu cifre de afaceri corespondent acestei sume și pot genera plus valoare prin lucrările pe care le fac. Am spus și am mai zis odată la întâlnirea trecută, managerii de proiect în urma acestei lotizări vor fi primari. Niciun ochi al oricărui supervizor nu va fi mai competent decât al primarului localității respective. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea, pentru care se obținuse o finanțare de 664 de milioane de lei, prevedea extinderea sistemului de alimentare cu apă în 24 de comune și orașe din Vâlcea. În alte 17 unități administrativ-teritoriale ar trebui să se realizeze investiții în infrastructura de canalizare și epurare a apelor uzate. Până la momentul publicării acestui material, conducerea APAVIL SA nu a făcut vreun comentariu cu privire la cele discutate în ședința ordinară a Consiliului Județean Vâlcea.